Parte, într-o localitate, veți vedea, este revoltă pentru că a fost omorât primarul de un șofer beat și drogat, care însă a fost lăsat liber după accident. Acum este dat în numărie internațională. Acest șofer a lovit o ambulanță în care se aflau 4 pacienți. Unul dintre pacienți, primar în Olt, a murit, ceilalți 3 au fost răniți, erau într-o ambulanță privată care se ducea la dializă și șoferul în acest caz a fost lăsat în libertate. Gabriela Mladin din Bigot vine cu toate detaliile și comentăm imediat situația. Bun găsit, tânărul în vârstă de 31 de ani a reușit să scape în această perioadă de liberă dintre Crăciun și Revelion. S-a întârziat și cu rezultatele analizelor, astfel încât în momentul în care trebuia reținut, polițiștii nu l-au mai găsit și l-au dat în urmărire internațională, pentru că se bănuiește că a trecut granița chiar a doua zi după producerea accidentului. Atunci, proba de alcoolemie a indicat o valoare de 0,73 mg per litru pur în aerul expirat, iar drug testul a arătat că ar fi consumat substanțe psihoactive. Se aștepta așadar confirmarea din analizele sângelui. Rudele victimelor și victimele care au supraviețuit acestui accident sunt extrem de revoltate de această situație. Reamintim, în ziua de Crăciun, șoferul a intrat în plin într-o ambulanță privată în care erau 5 pacienți care veniseră de la dializă din Slatina. Toți au ajuns la spital, iar a doua zi primarul din Grădinari a murit. Mulțumim foarte mult, Gabriela. Analizăm aceste situații în paralel, domnule Diniță. În acest caz, un șofer băut și drogat e lăsat să plece după ce omoară un om și rănește alți 3. În alte situații se duce poliția și te încătușează la coadă la fast food că nu vrei să muți mașina. Eu am să încep să vă spun în felul următor. Întotdeauna, la cum până dintre ani, ne gândim că un anul care trece, să toate cele rele să se spele și cele bune să adune în anul următor. Anul trecut, la finele anului trecut, am asistat la niște evenimente tragice. Și am sperat la momentul respectiv că anul 2023 o să-și facă treaba și o să ne mai lase pentru 2024. Iată că 2024, de data aceasta fac o paranteză, am fost la televizor sau am stat uitându-mă la televizor în fiecare zi. Păi dacă luăm toate evenimentele care au fost în ultima perioadă, ne îngrozim. Deja a început urât 2024 și s-o luăm metodic. Primul accident pe care l-ați evocat dumneavoastră, da? Acela cu polițistul, câinele și motociclistul. Aici e o chestiune care pur și simplu pe mine m-a siderat. E adevărat, imaginile sunt pur și tulburătoare și nu se poate discuta așa ceva. Mai mult decât atât, eu mă întreb motociclist la ora 19:30 în timp de iarnă și așa mai departe, deja e o discuție lungă. Părea să facă parte dintr-un grup de motocicliști, pentru că cel care l-a spulberat pe polițistul care traversa, e adevărat, neregulamentar în timp ce își plimba câinele, a fost urmat de alte 2 motociclete. E adevărat că au ajuns la câteva secunde după, nu știm dacă erau în vreo cursă, că se practică și astfel de întreceri pe bulevardele capitalei. Dar nu avem informații în sensul ăsta până acum. Priviți retrospectiv și o să vedeți că la astfel de evenimente întotdeauna mai apar încă 4-5 după. Deci nu, asta este, mă rog, nu vreau să intru acum și emisiunea dumneavoastră nu are timp. Al doilea eveniment de care spuneați dumneavoastră, în care a lovit o ambulanță și după aceea a fost lăsat liber. De vreme ce o instanță stabilește așa ceva, mai există loc de discuție? Nu. Iar cu privire la ceea ce spuneați dumneavoastră... Păi da, trebuie corectate situațiile astea, nu? Adică era și băut și drogat, a și omorât un om și totuși el este liber să plece. Minunat. Și o instanță a stabilit că nu. Ați văzut, e no comment, nu? Dacă o instanță, că așa se merge pe ideea, că instanța dacă a stabilit instanța și s-a terminat. Acum... Păi și dacă mai omoară pe cineva, cine e de vină pentru aceste crime? Păi cineva va trebui să răspundă. Dacă credeți că răspunde cineva din magistratură, nu. În funcție de cum decid, nu. Este o decizie a instanței și este necomentabilă. Iar cu privire la celelalte 2 încătușeri, trebuie să fiți de acord cu mine, deși place unora sau nu, este războiul român-român. Că sunt polițiști, că sunt oameni, că sunt unii cu alții, nu mai contează. Ideea este că trebuie să ne războim pe stradă. Eu, acum, de final, așa,
spune în felul următor. Eu cred că societatea românească trebuie să se reseteze, într-un fel. Nu știu dacă se poate, sunteți televiziunea care promovați foarte clar chestiunile acestea și îmi doresc ca începând cu 2024, poate noi să începem să fim o altă nație și o altă societate, pentru că așa nu ajungem nicăieri. Mulțumesc foarte mult, domnule Diniță, și pentru apelul dumneavoastră.